să rămâneți binecuvântați de Domnul pentru aici și pentru eternitate. Amin. Dragii mei, vă îndemn să întoarcem pagine Scripturii la textul care s-a citit, Evanghelia după Luca, la capitolul 12 și să învățăm împreună din cele spuse de Domnul, din întâmplarea de aici, să ne gândim, vă întreb, unde vreți să vă fie moștenirea? Ce vreți să moșteniți? Tronul reginei? Sau să moșteniți împreună cu Dumnezeu în eternitate? Amin. Cele citite încep cu un dialog în care un om s-a dus la Domnul Iisus supărat, zicându-i: Învățătorul îi spune, fratele meu, să împartă cu mine moștenirea noastră. Probabil că era ceva de împărțit, pentru cât își dorea atât de mult. Nu exclus ca omul din pildă care murise să fie tocmai tatăl lui. A murit dintr-o dată și n-a apucat să facă testament potrivit. Și întrucât erau rudurile mari sau altul să fi fost, să-și o dorească. Și m-am gândit, vă rog, gândiți-vă și dumneavoastră. Domnul a auzit și putea să-i spună, de fapt, asta a vrut să-i spun, nu știu dacă a înțeles. Vezi, frate tău nu vrea să împartă cu tine moștenirea. Nu vrei să te faci, frate, cu mine să împarți eu moștenirea cu tine? Că Domnul avea moștenire mult mai mare și chiar vrea să o împartă. Ne-am promis că în Apocalipsa, capitolul 3, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe tron. Este o altă făgăduiță, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Haideți să privim așadar la realitatea de aici și să vedem cu cine sau cine se împarte cu noi moștenirea. Cei de jos sau Domnul care are o moștenire binecuvântată. De regulă, și ispita asta ne paște pe noi toți, că doar n-ați venit în Anglia pentru un pelerinaj, nici doar pentru excursie. Pentru bani ați venit, așa? De regulă, noi ca oameni suntem tentați și dorim să avem cât mai multe aici jos. Spunea Pavel la 1 Timotei, capitolul 6, citesc de la versetul 7, căci noi, valabil pentru oricare, n-am adus nimic în lume. Și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Venim cu mâinile goale și ne întoarcem tot la fel. Vorba cuiva, suntem sărași de două ori când venim și când plecăm. Numai că pe undeva, între astea două sărăcii, vrem să prindem o bogăție. Care, așa cum se vede, nu rămâne. Zice Apostolul, dacă avem doar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dar linia asta, să știm când e de ajuns, cine să ne o stabilească. Unii au spus, plec din țară până să fac asta, până să fac asta. A zis că va fi de ajuns, numai că după aceea a zis că nu-i de ajuns. Mai trebuie cu ceva și nici tot atunci nu era de ajuns. De ce? Pentru că apare dorința asta, ispita de a avea, de a ne îmbogăți, scrie aici, cei ce vor să îmbogățească. Dacă ar fi așa, să dăm un test anonim, care vor să se îmbogățească și care nu vor să se îmbogățească. Câți ar fi dintr-o categorie și câți din cealaltă? Este un înțelept în proverbe care a zis, Doamne, nu-mi da bogăție. Am auzit că e periculos. Noi am auzit mai mult despre bogăție, că spunea Domnul că cei bogați intră cum în rai? Numai dacă Dumnezeu face o minune, zic acolo, oamenii cu neputință. Există tendința de a avea, care este marcată de două stări foarte grave care duc la ruină. Că suntem oameni și cum spune fratele Petru Cărdei, într-o poezie, aici se manifestă niște baiuri, că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vrea unul în cer, dar și unul pe pământ. Este problema lăcomiei de avere sau de bani.
sau iubire de bani, care scrie aici în versul 10 că este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință. Vă să zic că nu pot să meargă împreună. Să dorești una și cealaltă. Și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri sărmani, măcar dacă apucau să se bucure. Dar nici asta n-au prins. Domnul a spus omului care a vrut moștenire, în textul nostru, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Că poate le-am clasificat noi și am spune că numai lăcomia aia de bani care te face să participi la jocuri de noroc o fi păcătoasă. Altul să spună, dar și lăcomia aia de bani care te face să faci speculă pe piață, imobiliară sau știu eu, pe piață cu acțiuni, obligațiuni. Orice fel de lăcomie de bani. Și aceea cu muncă cinstită. Orice fel de lăcomie de bani. Să ne păzim de ea. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Adică oamenii cred că dacă vor avea, viața va fi mai bună, mai grozavă. Cum spunea un frate, cei de la oraș cred că la țară mai bine. Cei de la țară cred că e de la oraș. Și toți cred că în altă țară. Și noi ați ajuns și în altă țară. Și e tot pământ, așa e? E tot rudă și goană după vânt. A spus-o Solomon care le-a avut pe toate. Și după ce s-a uitat la ele, știți ce a declarat. Lăcomia este în Coloseni 3, scrie, o închinare la idol, căci omul când dorește, e în stare să fie și mai neortodox, adică mai necinstit, mai ilegal. E de dorit să ai. Îmi spunea un frate întrebându-mă, m-a lăsat cineva să-i vândă o garsonieră. Și am cerut mai mult, cum se face, ca să ai de unde să-l lași, nu? Negociabil. Și am primit mai mult decât mi-a dat el dreptul să-i dau banii. Dar știi cât e diferența, frate? Exact cât am o datorie. Oare aș putea să opresc banii aceia fără să-i spun? În lăcomia noastră de bani riscăm să nedreptățim pe cineva, că doar ăsta de ce n-a vrut să-i dea moștenire la frate său? Să rămână lui, nu? Știți povestea aia din literatura evrească? Unul a plecat în altă țară să muncească și a trimis bani prin frate său acasă. Dar între timp a murit sărmanul. Ca ăsta din povestea noastră. Și respectivul ce a primit bani, deci frate său, a dat cât a vrut numai la cumnată sau la soția celui mort și și-a oprit mai mulți pentru el. Nu fi socotit că l-o fi ajutat cândva, că doar îți frați. Că... Și soția se duce la rabin și zice, dar nu-i drept. Eu sunt văduv, am copii, el e sănătos, are familie. Frate, ce-o spune el? Așa au scris fratele. Cum a spus? Fratele meu, dă soției mele cât vrei tu, iar și tu păstrează pentru tine. Atât am vrut să-i dea, restul, fratele meu mi-a dat drept să păstrez pentru mine. Rabinul zice, dă la mine, pune aici banii, aici cât ai dat la cumnată, dar și aici cât ți-au prins. Și acum dă scrisoarea și ce-i zis. Fratele meu, dă soției mele cât vrei tu, adică ăsta e ce ai vrut tu. Și restul, păstrează pentru tine. Numai că omul în lăcomia lui nu gândește așa, ci altfel. Da? Și asta se manifestă încă de la ăștia mici. Am vrut să le spun și lor ceva. S-au pus doi băieții la o masă, le-a pus bunica două bucăți de prăjitură, dar așa erau tăiate, una mai mare, una mai mică. Și primul care a pus mâna a luat bucata cea mare. Și celălalt spune, bă, dar e drept? Am, dar era mai frumos. Cum era mai bine să iei pe cea mică? Și zice, da, aia ți-a rămas ceva.
Deci oricum ai pune o omul lăcomia nu este în stare de orice, că iubirea de bani este rădăcina și îți vin idei ce să faci și cum să le învârți. Că diavolul se numește și mamona, îi plac și lui averile. Și de mii de ani de când s-a învățat el cu speculă și matrapazăcuri din astea, poate să-ți dea idei. Îi șarpe bătrân. Te poate învăța cum să faci, cum să ascunzi, cum să învârți, cum să minți. Da? Nu uitați astăzi cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vedeți și păziți-vă, da? Interesant sună. Adică nu numai că să nu umbli tu după ea, să te și păzești că te caută ea. Cum te caut? De exemplu, vine cineva și spune, Proverbe 1 cu 10, fiule, hai cu noi. Am găsit o afacere de făcut bani. Ce zice acolo? Nu te dă, Proverbe 1 cu 19, știți versetul? Aceasta este soarta tuturor celor lacuri de câștig, lăcomie, aducere, pierderea celor ce sunt de dau la ea. Da? Lăcomia te ia cu ea, numai nu te mai aduce înapoi acasă. Te pierde pe undeva. Asta nu doar a fost în goana căutătorilor de aur, într-un Eldorado al Californiei sau în altă parte. În multe, multe alte situații. Te spune că un tânăr îți zice el, Doamne, dacă aș avea eu bani, ți-aș da și ție. Știi? Dar n-a spus cât se bucura de ce rămânea lui. Și într-o noapte a visat. Eu mergea pe un drum așa, sărăcuț, cum era el. Și Domnul îi spune la genunchi, spune, măi băie, te uite la casa aia, nu te duci să ceri un par de apă că mi sete. Da, Doamne. Intră acolo, gazd, bogat, o, apă vrei, avem apă aici, plată, carbogazoasă, avem izvoare, fântână, hai cu noi să-ți arăt. Hai cu noi. Deci așa am treabă să mă duc, am niște oameni la lucrări lângă un izvor, să aduce apă bună, că e vorba de Domnul, nu? Zice, numai stai puțin că trebuie să văd de muncitor, că acum e sezon, măi, ce-ați făcut, ce-ați făcut, hai să-ți arăt și mai încolo. S-a întors acasă. Gazda avea o fată. În urmă, în vise, poate orice, nu? S-a însurat cu fata. De acum, vorba lui Iacov, când am să muncești pentru casa mea, trudă, veni copii, trebuie să-mi faci lui ăștia acasă, avere. Dar la un moment dat, așa în vis, a venit o viitură, ploaia unui căr de teren, a lăsat ogorul, s-a dus să scape nevasta, copiii, o luat apa și casa și pe toți. El perea să-i scape, să mai prins de o rădăcină, scăpat. Și înainte de a-l duce și cu el apa, se trezește din vis, dar nu înainte de a-i zice Domnul, prizându-l de mână, băiete, dar când vii cu apa? S-a trezit și a zis, acum am înțeles că așa te apucă viața cu iureșul ei, încât uiți după ce ai plecat și unde ai plecat și pentru ce trăiești. Vedeți, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Amin? Amin. Dar mai este o pacoste aici. Tot în dorința de a avea moștenire aici. Spunea Domnul către ucenicii săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Aveți familie, aveți copii. Gândindu-vă, dacă Brexit-ul ăsta face capătul, apoi ce-o fi? Ce veți mânca? Ce vă veți îmbrăca? Viața asta vine de la Dumnezeu. Este mai mult decât hrana, că deja mai ai mâncare dacă nu mai trăiești omul, nu? La ce folos? Trupul e mai mult decât îmbrăcăminte, dacă nu-i trup, să faci cu hainele. Uitați-vă cu băgare de seamă la corpi. Ăștia n-au agricultură. Nu seamănă, nu seceră, n-au nici depozite. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Apoi corpii nici nu cântă frumos, că numai croncă, nu par nici așa frumoși, n-au decât o singură culoare și aia neagră. Și Dumnezeu îi hrănește și peste. Scrie Iov, îi pui de corp, când strigă Dumnezeu, nu uită să le dea mâncare. Și zice, cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Copii, hai să vă spun ceva repede despre corp.
sau despre păsări. Voi vă asemănați cu păsările, știți de ce? Vă dau alții mâncare. Părinții, nu? Dumnezeu, ca și Creator, le dă mâncare la păs. Da, voi se cântați mai frumos decât ăștia, ca alte păsărele. Dar știți voi undeva în Biblie unde corbi din ce au primit, dar nu din munca lor, au dat și la alții. Vine vara și o să mergeți poate în concediu, în țară, în vacanță. Din ce ați primit voi o să dați și voi la alții? Poate frații merg, părinții voștri, poate vor să meargă undeva la rugăciune, la un proroc sau pe la ceva bătrân. Adunați și voi ceva paunți, transformați în lei noștri românești și dați la vreo bătrânică, are pensie puțină. La vreun proroc așa, din ce au primit corbi, au dat și ei, nu? De la alții. Dați catedra al doilea. Decât să tot adunați pentru voi și să vă învățați cu lăcomie de bani de acum. Dar vă mai spun eu ceva despre corbi. Ceva de speriat. Zice în Proverbe, capitolul 30, versetul 17, pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă. Auzi, băi, scurs pe mamă. Sau s-o întreb pe ea. Îl vor scobi corbul de la pârâu. Știți, măi copii, că Dumnezeu, când se va termina istoria asta, o să vină un război, nu știu ce va fi, cum va face, și o să moară mult, scrie undeva în Biblie, nu vă spun unde, dar scrie undeva. O să fie morți mari și mici, oameni mari și copii, și o să cheme Dumnezeu păsările să mănânce din ei. Și corbii, cum sunt mai mari, vulturi, să mănânce. Și acolo o să fie și copii care n-ascultă de părinți. Da. O să-i mănânce păsările. Da. Pe voi să vă păzească bunul Dumnezeu. Amin? Amin. Așa că să nu fiți lacom, să nu doriți multe, că unde sunt și copii așa, doresc câte multe jucării, telefoane, câte toate, exploatează pe părinți. Așa lacom sunt unii copii. Vor și asta și cealaltă. Nu mai știe tata și mama cum să facă cu bani să le dea să le cumpere. Dar în mod special să ascultați de părinți ca să nu ajungeți la ziua aceea de mânia lui Dumnezeu când o să dea Dumnezeu o mâncare la păsări cu carne de oameni. Da, revenim la îngrijorările noastre, asta pentru tata și mama, nu știu care e mai îngrijorat. Apoi, care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot, o să fac un fil de păr alb sau negru, nu se poate. Deci dacă nu puteți să faceți nici cel mai mic lucru, pentru ce nu mai îngrijorați de celălalt? Uitați-vă, le dă două exemple. Cum cresc crinii? Ăștia, ce animalele, păsările n-au agricultură, ăștia n-au industrie. Nu torc, nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Și acum e primăvară așa, frumos afară. Și vedeți florile. Cine le-a colorat? Cine le-a îmbrăcat? Că asta iarna erau niște bâte goale, așa e? Și Dumnezeu a vrut să crească frunze și flori și potrivit cu soiul vor fi și fructe. Da? Asta e opera lui Dumnezeu. Amin. Apoi ce mai frumos? Trupul nostru creat după chipul lui Dumnezeu sau bâtile alea din pădure? Apoi și dacă pe aia le-au îmbrăcat nici pe noi, n-a să ne lase goi. Și sper nici noi să nu umblăm goi, că acum e nebunia asta cu cultura nudistă. Nu au fost haine de când lumea ca acum, dar nici nu au umblat oameni dezbrăcați ca acum de când e lumea. Vedeți ce ciudățenie. Ce-au pierdut mintea pe tine. Și vă mai spun ceva, nu o să sunteți încă tineri, frumoși, dar vine bătrânețea, nu? Cet încet. Zice un vers de poezie. Numai ieri trecea pe stradă, era tânăr și frumos, ca un arbore cu ramuri, ca un falnic iparos, însă cât e vântul aspre și a timpului tărie,
și-au lăsat pe chip amprenta și culoarea argintie, așa ca la mine. Desfășai cu dinții sticla cine ai fost o altă dată și apoi abia mai mesteș cu dantura reparată. Când dădeai cu pumnul masă, toți din jur luau măsură, mai apoi și furculița treburând totuși la gură. Era tânără, frumoasă, zbora ca o rândunică. Și apoi când bagi de seamă, vezi o beată bătrânică. Da, viața trece, dar țineți minte acum. Să zic, nu-i cazul, deși vraja vă poate paște. Niciodată artificialul nu-i mai frumos decât naturalul. Solomon, au zis, cu înțelepciunea lui, cu fondurile lui, cu drepturile lui, n-a putut să egaleze frumusețea din natură. Și drept să spun, așa văd și eu, cu sau fără ochelare, că cele care se vopsesc, de exemplu, se machiază, devin nu mai frumoase, ci mai puțin frumoase, ca să nu se curăte. Și mai apoi femei care se vopsesc, albă să fie pe cap la 40-50 de ani. Tot arată mai frumos, că e natural, decât una care a încercat, cum zice, în aceeași poezie, mai încearcă mult sau multe, după cum îi poartă firea cu vopsele sau podoabe, să-și ascundă îmbătrânirea. Însă orice câtă farbă pui pe trupul ruginit, n-ai să poți ascunde totul să arăți întinerit. Eram anul trecut la o nuntă la Perugia, în Italia, și așa mi-a venit niciodată până atunci, nici de atunci, să laud surorile care nu se vopsesc pe păr și să le laud pe toate de față cu soții lor. Tocmai mama Mirese era albă pe cap și nu era așa în vârstă, părea sub 50 de ani. Am lăudat-o față de soț. De ce? Pentru că sunt unii care ei ne provoacă să se vopsească, știi? Ca să arate tânără sau îi bagă de vină și atunci aia sărmana nu știe ce are de făcut. La care soțul ei zice, băi, zice, eu ziceam să se vopsească, au luat o juruință și n-am ce-i face. Ei, ies afară, mai întâlnesc alta iară ce părea nu în vârstă, pentru că noi în diaspora știți că nu prea sunt bătrân. Văd că și asta e cu soțul, o laud și pe asta ca să se audă soțul, ca să fiu sigur că nu pune să se vopsească. Am mai spus încă la vreo două, dar am spus așa tare, să audă și alealte, la pe care nu le-am putut lăuda. Dar sper că dumneavoastră ați înțeles și nu-i cazul, că Dumnezeu ne-a creat și îngrijește de noi. Amin. Așa că nu vă frământați. Că asta iar e o mare problemă care dă stres. N-ai liniște. Îngrijorarea denotă ceva foarte jignitor pentru Dumnezeu. Ca să vă spun. Știți că evreii din Egipt spre Canaan tare s-au îngrijorat. Ce o să mâncăm, ce o să bem? Știți cât de mult s-a mâniat Dumnezeu pe asta? Adică Dumnezeu promisese la părinților că îi duce într-o țară, mă vorbim de moștenire. I-a scos pe ei din cuptorul de fier de foc a Egiptului. A trecut Marea Roșie. Le dădea zilnic mană, i-a spus că ești într-o țară unde curge lapte și miere. Ăștia se temeau că ce-o fi de ei. Și-au plâns în casele lor. Ce o să mâncăm? Murim. Țineți minte ce vă spun. Niciodată, chiar dacă au fost martiri în istorie și nu puțin, niciodată niciun sfânt n-a murit de foame sau de sete. Că Dumnezeu este credincios. Amin. Și a te îngrijora înseamnă, ca să vă dau un exemplu pe înțeles, ce zice tata și mama dacă un copil de ăsta dumneavoastră s-ar văicări prin casă să spună, vai, ce o să mânc, stăm la viitoare? Mă duc să mă duc gol la școală, ce știu că vreau să am haine. Ce să-i spună tata și mama? Băi, băiete, de-a până acum tu ți-ai cumpărat? De ce te-am lăsat să dormi flămând? Și scrie textul nostru, toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuințe de ele. Dar dacă ar fi un copilaș fără tată, fără mamă, așa e că ar fi normal să se gândească ce o să mănânce?
E mare diferență între orfan și copiii cu părinți. Dumneavoastră aveți tată în cer sau sunteți orfani? Apoi dacă aveți, dați-i slavă. Amin. Că îngrijorarea este o inconștiență a purtării de grijă a lui Dumnezeu. Scrie aici, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea. Și să nu vă frământați minte. Că Dumnezeu poartă de grijă. Amin? Amin. Credeți asta? Amin. Avem și cred că aveți această experiență. Situație limită. În care a fost în condiții grele. Spuneau frații de experiență din Rusia. Îi duceau și oprea trenul în mijlocul câmpului și îi dădea jos. Că era iarnă, că era vară. Și o astfel de familie a fost lăsată noaptea în câmp. Și tata le-a spus, băi, adunați-vă așa unul lângă altul să nu vă prindă frigul. Să mă uit în jur să văd unde ne putem adăposti. Și a văzut unul departe, așa ca o luminiță, era acolo o pădure. Când s-a dus altă familie acolo, într-o grotă, lângă o stâncă. O să veniți și voi aici, noi facem foc aici. Dar ce mâncați? Zice, vezi copacul. Așa e de frig noaptea. Știți că acolo e diferență, nu e zone mare temperatură de la zi la noapte. Vin să pun niște păsări aici, îngheați, pică. Noi le prindem, le frigim și așa supraviețuim de zile în șir. Și da, am cutreierat pădurea. Nici într-un alt copac și nici în altă parte nu pică păsărea asta. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. A Lui să fie slava. Amin. Lăcomia de bani, așa ca să vă fie ușor de ținut minte, e un fel de Dumnezeu nu vrea să ne dea. Satana, nu ne dai tu. Iar îngrijorarea e un fel de a crede că Dumnezeu nu bagă seama după noi și nu ne îngrijește. Ba da, suntem sub privirile Lui. Amin. Toate le vede, toate le știe și ne poartă de grijă. Amin. Mărit să fie numele Domnului. Am avut experiențe de-a lungul vieții. Poate ați auzit experiența aia noastră cu mierea de albine, da? Eram căsătorit de câteva luni, am mers la rugăciune la fratele Lazar și sora Rozalea la Borhan, lângă Cluj. Și au zis Duhul Sfânt, așa, ascultă, familie tânără, ca să știți că vă port de grijă, vă dau un semn de încredințare. Mierea nu va lipsi din casă. Și ne-am gândit noi că o fi ceva simbolic, miere, ceva dulce, bun, foarte bine. 30 de ani de căsnicie, avem 33, niciodată mierea de albine nu s-a terminat din casă, fără să cumpărăm. A fost cu suternat uleiul, sau zahărul, sau altceva, sau bani, am fost și cu datorii. Dumnezeu a spus, vă dau semnul ăsta. Prin cele mai interesante moduri au ajuns miere în casa noastră. Noi am avut o fată și 7 băieți. Le plăcea în mod deosebit la unul, zicea că el mănâncă smântână cu miere ca Domnul Iisus, cum scrie în Isaia. Povestea odată, tata, m-am dus acolo în cămară, un șpaiț, cum zic, bănățenii. Am văzut acolo borcane înalte, murături, compoturi. Măi, care o fi miere? Bidon așa închis la culoare. O fi acolo, da, dacă se fac castraveți acolo de miere. Și data spun drept. Pe baza ce v-a promis Dumnezeu vouă și am văzut ani și ani în circ, a fost în 2 seri, când a mai rămas câte un deget de miere într-un borcan. Și eu zic, băi, tata, asta o mâncăm și mâine asta, dacă vrem la ceai, cine vine dimineața la ora 6 cu miere să ne aducă nouă? Nu dimineața. În ambele situații, seara, înainte de ora 11, o venit cineva și-a adus miere. Slavă. O situație, mergeam la câte o evanghelizare, venea câte o bătrânică așa sfioasă, o plăsuță cu sticlă de asta de 2 litri sau 2 jumate de suc, cu miere. Mi-a scuză, mă, frate, dar n-am putut pleca de acasă un gând, îmi spunea, du-i mierea asta la predicatorul care vine. Altul vine, o dată mi-a adus o găleată, un bidon, zice, am avut un stupar, o datorie la mine și o zbăi, n-am bani, dar uite miere. Ce să facă fata miere? Și toată dumneata îmi stăruia în minte. Și mă întorc la episodul cu băiatul, se duce și spune, tata, pe baza vorbelor tale, ceea ce am văzut noi,
Și m-a impădat că să fac capacul și nu-i miere în castraveți. M-a pus și m-a rugat, Doamne, știa că sunt castraveți să facă miere. Am deschis tata o fămiere. Eu am știut că nu s-au făcut din castraveți miere. Nu a fost cazul. Că Dumnezeu a purtat de grijă și am avut mai mult decât să pune în bucătărie și am pus acolo, în cămară. Dumnezeu poartă de grijă. Amin. Așa că îngrijorarea este o jignire pentru Dumnezeu. Și lăcomia este un fel de a da mâna cu diavolul să te ajute. Periculoase amândouă. Feriți-vă. Amin? Amin. Bogatul nostru din pildă de îngrijorare nu cred că o duși lipsă. Nu a fost ispitit, dar lăcomie posibil. Auziți, mai este o mare problemă. Dacă ești preocupat numai din viața din lumea aceasta, riști lăcomie și îngrijorare. Dar dacă îți ajungi să ai și vei fi împlinit, e altă pacoste. Spunea Domnul, omul acela se gândea în sine și zicea, ce voi face? Bă, nu s-a gândit de acum să mă adune, că nu putea adăposti cât avea îngrijorări, nici vorba. Iată ce voi face. Îmi voi striga grănate, voi zidia altele mai mari, acolo voi strânge și toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă. Astea-s normale, nu? Odihnește-te, mănâncă. Bea și veselește-te. Și-a spus Domnul, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Belșugul este înșelător pentru că te face să te încrezi în cele ce ai aici, să spui nădejdea în ele și să trăiești într-un mod în care poftele să fie alea nesăbuite, să fie deslănțuite și să consideri că nu mai ai nevoie de Dumnezeu și iată de ce Dumnezeu adesea nu ne lasă să ne îmbogățim, fiindcă dacă ajungi să ne îmbogățim, acolo sunt alte nenorociri. Spune Scriptura, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe. Și zice și Iacob, bogatul să se laude cu ce? Cu smerirea lui. Că trece iute ca floarea ierbii, zice în proverbe. Nu-i bogăție care să ține pe vecie. Să nu spună nădejdea în niște bogății nestatornice, că le fură hoții, le mănâncă morile și rugina. Da. Deci când omul ajunge să aibă cât și-o dorit, sau și mai mult poate să ajungă cineva să aibă, sunt alte ispitiri care apar. Nu mai se socotește dependent de Dumnezeu. Ce să mai ceară pâine toate zilele, că e plătită în avans pe tot anul, nu? Că pe mulți ani. Au mai pune problema să-i se întâmple ceva, are de toate. Deși, aici sunt două mari pericole. Pe lângă stările de păcat care vin. Averea se poate pierde. Știți că bogații pot sărăci mai ușor decât săraci. Și se pot să mor ca și patronul ăla de la Apple. Ce s-a ales de el? A rămas firma. Și el s-a dus. Da. S-au luat mărturii de la oameni bogați. Sunt nefericiți. Sunt stresați. Își permit fel și fel de luxuri, de chefuri, de stări, de aroganță, mândrie. Să vă păzească Dumnezeu să ne ajungeți pe acolo. Amin. Sau vreți să ajungeți să vedeți cum e? Întrebați-l pe Solomon, că vă spune. Zici că l-a apucat o mare durere față de tot ceea ce a adunat, deși a avut multe de tot. Viața nu stă în asta. Nu neapărat o să fie nevasta ta mai mulțumită. Mergeau doi, patru, unul se pocăise, celălalt era nepocăit. Și zice
nepocăitul către pocăit, mă, am văzut pe nevastă de acum cu fuste lungi, cu batic pe cap. Așa umblă. Îi cer tu, obligi, obligă pocăiții voștri. Și spune, nu, mă, era umblă ea. Nu obligă nimeni. Și cum să o obligi? Stă să gândești, măi, dar să știi că, de fapt, eu cred că ți-i mai ușor ție decât mie. Păi nevastă-mea, dacă vede ceva haine într-o reclamă, la Paris, la Londra, nu știu unde, trebuie să le procure repede comandă, să n-apuce alta în zonă să le poarte înaintea ei. Le poartă de două ori și spune că nu-s țărancă doar. Că a apărut altceva. Și tot pe internet se vadă ce și cum și nemulțumit, că îmbătrânește. Da. Cei ce vor să îmbogățească și poate ajung să se îmbogățească, cad în fel și fel de stări care nu-s de dorit. Repet, să nu vă îngăde Dumnezeu să ajungeți pe acolo, că scăpați greu din hățișurile alea. Vă prinde vrara asta. Dumnezeu să ne dea, cum zice înțeleptul, să nu fim nici bogat, nici sărași, să avem ce ne trebuie. Amin. Zice apostolul, ne va fi de ajuns, mărit să fie Domnul. Amin. Așadar, să încheiem asta cu pământul ca să vorbim de cer. Cine vrea aici moștenire, riscă să fie prins de aceste trei ispite majore, care sunt trecute, dacă vreți, și în pilda aceea spusă de Domnul cu sămânța căzută între spini, scrie, de exemplu, în varianta din Marcu, la capitolul 4, versetul 19. Năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri. Îneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Se pierde acea persoană. Dar Domnul a învățat pe omul acesta și i-a spus, după ce i-a spus și pilda cu cel ce murise și l-a numit nebun, că asta e mare nebunie, se spune că la un tron era un cloc, de la care îl făcea să se distreze și regele era pe moarte, s-a îmbolnăvit și l-a chemat pe mâscăriciul ăsta să-l mai liniștească. Da, potrivit cu stilul său, așa. I-a zis, maestate, ce faci? Vreau să plec. Unde te duci? Ai, nu știu. De ce duci cu tine? Nu pot lua. Dar vei fi rege acolo? Nici vorba. Apoi, maestate, nu te supăra pe mine. Când mai spuneam că te unul spuneai, bă, da, oare mai fi altul mai nebun ca tine? Da, drept să spui câtă mea tale cu ce ai fost aici a rege și să mergi cu mâna goală, nu știu unde, nu știu să alege, mă tem că e mai nebun ca mine. Deci ce-a spus Domnul aici a fost un mare adevăr. Oamenii care în lumea asta își depun tot sufletul, toate energiile, toate gândirile pentru ceea ce este aici și nu se gândesc la ceea ce urmează. Da, dați-mi voie să vă întreb așa, fără să-mi răspundeți. Săptămâna asta care s-a încheiat, la ce v-ați gândit mai mult? La pământ sau la cer? Și în Coloseni 3, cu nu gândiți-vă la lucrurile de? Vă spun eu unde v-ați gândit. O spun Domnul aici, Luca 12, versetul 34, căci acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Că dacă aveți casă în țară, toate puse la punct și aici locuiți pe chirie, apoi spuneți-mi mie, unde vă gândiți când adunați câte ceva acolo, unde vă este casa, nu? Dar cine în țară a vândut tot și a cumpărat casă în Anglia, îl mai interesează dacă pică guvernul de la București? Numai așa, ca simplă informație, poate. Unde-i comoara? Acolo și inima. De aceea când a scos Dumnezeu pe evrei din Egipt, le-a zis, prin Moise, trebuie să ieșim cu totul, zice faraonul, băi, mergeți fără voi și fără voi. Apoi săracii, ei au ieșit cu totul și s-au gândit și la ce au mâncat. Dar dacă mai rămâneau boii și oile în Egipt, îi scăpa, se torcea înapoi la ele. Nu că a avut nevoie Dumnezeu de boi și de oile lor,
M-a zis că e în Psalmul 50, dacă am nevoie de ceva, nu spun ție, că am venit toat. Dacă se scoată pe ei cu totul de acolo. De aceea, dragii mei, haide să ne gândim, cum scrie în 21, tot așa este și culcit și adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Cum să te îmbogățești față de Dumnezeu? Citeți versetul 32. Nu te teme turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Nu, dacă ne-o dă gratis, atunci mai că scrie în versetul următor, vindeți ce aveți, dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cerul unde nu se apropie voțul și unde nu roade molia. Căci unde e comoara, acolo e și inima. Adică Domnul le pregătește pe toate, cum scrie în pildă, acum nu, dar veniți că toate sunt gata, poftiți. Numai că noi ne vom lega de Dumnezeu dacă ne aducem și contribuția noastră. Dacă ne gândim la asta, dacă ne punem timpul la îndemâna lui Dumnezeu, dacă ne rugăm, dacă citim în Biblie, dacă venim la adunare, dacă facem misiune, dacă dăm la săraci, toate astea ne vor dovedi la ce gândim și unde ne este comoara. Și atunci nu te va mai interesa doar de haina exterioară a trupului și de mâncare, te va interesa omul din lăuntru, faptele sfinte, că zic versuri din aceeași poezie, sute de experți încearcă teze de laborator ca să readucă omul pe un câmp nemuritor, însă nicio reușită, căci păcatul germinează, moartea care într-un pătrunde, zi de zi, înaintează. Pavel cunoștea secretul, de aceea el ne-a spus să ne înnoim în omul dinăuntru prin Iisus. Amin. Omul de afară trece după cum e scris, dar noi în Iisus avem credință în viața de apoi. Amin. Dumnezeu îmbracă crinii cu petale, cu miros, tot la fel și noi purtăm un trup ca lui Iisus Hristos. Amin. Și vom sta în veșnicia frumuseții fericiți, unde nu-i păcat, nici moarte și nici oameni chinuiți, atingând în alta treaptă culmele civilizației, unde oamenii trăi vor în unire toți, ca frații, în deplină armonie, limbă, glorie și cânt, binecuvântând pe Tatăl Dumnezeul nostru Sfânt. De aceea noi creștinii suntem mulțumiți cu starea, căci răsplata noastră este slava, binecuvântarea. De aceea noi nu punem nici perucă, nici inele, căci Iisus Mântuitorul ne va da curând din stele. De aceea noi nu plângem trupul care e descompus, căci Părintele cel veșnic ne învie prin Iisus. Amin. Sparge în bucăți oglinda cu o sânda ei nedreaptă și privește în Scriptură slava care te așteaptă. Unge-și cercănuta față cu cereasca alifie ca să fii frumos în Domnul, plin de har și bucurie. Să privim acum spre slava lumii care-i trecătoare? Să mai satisfacem trupul ăsta cu dorințele murdare? Unde-s marele vedete, cântăreții sau actori sau savanții cu renume sau vestiții luptători? Unde-i lumea cu renume cât și lumea umilită care a căzut în luptă, în puternică ispită? Unde-s? Acuși unde cu noi. Dar pe noi ne așteaptă slava lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, în viața aceasta, faceți mai-ți-vă mai întâi timp de cele sfinte. Matei 6,33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și dacă umblați după astea, numai după astea de jos, ar putea să nu le obțineți nici pe dedesubt, de cum pe deasupra. Dar dacă umblați după cele de sus, Dumnezeu vă asigură că vă va purta de grijă. Amin. Vă va da sănătate, vă va rândui bani, dacă nu, vă îngădui altfel să vă poarte de grijă. Dar vrea Dumnezeu să ne ocupăm de omul interior. I-a spus într-o zi la un frate, l-am vizitat, avea o casă frumoasă, ne-a invitat la masă. A zis, frate Ioane, tare bine trebuie să te porți să ai și în rai rânduială de asta. Spunea o soră din Austria, a avut un vis. Se făcea, a văzut palatele de sus. Erau ca un bloc, jos garsoniere,
confort sporit când urcai, apartament cu o cameră, două, trei de comandat, trei, patru. Da, zis, stai să vezi că pe lângă blocul ăsta erau vile capitate, una aici, un castel dincolo, și în mod deosebit a atras-o un castel care i s-a părut grozav de frumos. Și a zis, a cui o fi ăsta? Și zice, ăsta? E al lui fratele Matei Cornea de la Jigov. Nu-i mult și se mută la el. După 3 săptămâni, fratele Matei a plecat. Eu auzând relatarea, îl întreb pe copiii lui, pe Gide, de pe Viorel, pe fetele, măi, ce-o făcut socrul de așa rânduiala are în rai? Apoi a slujit Domnului și la 80 de ani mergea cu bicicleta și în jur, a dirijat, a predicat, a făcut milostenie, mai frumos a aranjat, așa e? Și este câte unul care aici le are pe toate și dincolo la nici apă de băut. Știți povestea aia, da? Luca 16. Aici, în fiecare zi, la 4 acele. Și dincolo, numai pe țepi. De ce? Nici milostenie, nici biserică, nici lucruri sfinte. Dragii mei, când te pui și te rogi și vii la adunare și citești Biblie, Dumnezeu îți dă pace și bucurie. Amin. Amin. Și dacă încă nu ești în rai, ai impresia că ești pe drum într-acolo și așa este. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu să nu munciți. Că scrie în Biblie că atunci când Domnul va veni, găsește 2 femei la moară, nu? Păi amândouă, ți-au pregătit să facă cozonac în ziua aia, sau pâine. Una pleacă și cealaltă, nu mă apucă nici aia să facă cozonac. Vine în caz mare. 2 bărbați la pășantier, atunci era numai la câmp. Dar numai că unul se gândea numai, mă, uite, englezii ăștia ce au, mă, și noi n-am reușit să facem, mă, și nu ne plătesc destul. Celălalt spunea, da, mulțumesc că ne poartă grijă, dar ce fain a fi când ne duce noi la noi acasă. Și a venit un nou neozelandez aici în Anglia și englezii cu lau faima lor și l-au portat așa pe la Westminster, pe la Buckingham, pe la Downing Street, pe amul puneau ei șefii lor. Uite ce e aici, uite ce e aici. Și neozelandezul spunea, la tata e mai frumos. S-a nervat englezul, bă, unul la tata! O să încer. Da. Acolo să vă fie comoara. Amin. Dar pentru asta, pregătiți-vă, sufletește, pentru asta dăruiți, jertfiți-vă, vindeți ce aveți și dați milostenie. Că ce adunăm se evaporă, ce-am dat rămâne. Asta e frumusețea celor ce pricep lucrurile sfinte. Da, Dumnezeu ne vrea sfinți. Nu-i destul numai așa să dăruim sau să slujim. Dumnezeu e Sfântul Sfinților, Iisus Hristos, mare să fie Domnul. La sfârșitul unei slujbe s-a dus așa o femeie tânără ca dumneavoastră la predicator și îi spune, sunt supărată pe dumneavoastră. Și el surprinde ce, da, mă scuzați cu ce v-am necăjit în ce am spus în predică? Ce m-am supărat? Pentru că așa frumos ați descris raiul, ceva de nedescris de fapt de frumos. Și cu ce te-am supărat că ți-am colorat așa frumos raiul? Hai cum să nu fiu supărată? Că e așa frumos și eu nu pot să ajung în el. Dar eu v-am invitat. Dar mă încercați și eu să vin și nu pot. Și fratele o întreabă, dar sunteți căsătorită? Și ea sare și spune, ce-i treaba ta? A, poate aici o fi baiul. Că mai este în Biblie una care a zis către Domnul Iisus, dă apă! Și eu zic, cheamă bărbatul să vedem cum te înțelegi cu el, dar nu sunt căsătorit legitim. Măi, cum doctorul Domnul, când s-a uitat la ea, unde a pus deștept acolo, a pus capul lui. Că Dumnezeu când venim în adunare vrea să ne vindece sufletele. Amin. Să ne vindece mințile. Amin. Și să ne facă să ne dăm seama care e destinul acestui pământ și care e viitorul nostru etern. Să nu ne îmbogățim numai față de noi. Unul dintre băieții noștri s-a dus în Apuseu, un apunici și o soră de-a mea ce acolo și îi plăceau animalele de mic. Și zice, nu, dai și mie ieduțul ăsta, că poate mă lasă tata să-l țin la arat.
Și sora mea spune, băi, dar cât dai după el? Și el, după mintea lui de copil, zice, stă puțin și spune, băi, sărași sunteți, numai pe bani puteți da. Adică el așa o sucotit că numai sărași, dar numai pe bani, dar cine are, poate da și oareva. Unii așa de sărași se sucotește de lipsiți încât nu-și permit să dea, se uită dacă să mai dea, să nu mai dea. Ei văd numai ce au în mână. Dragii mei, vă doresc să trăiți prin credință. Amin. Acele de sus sunt mult mai sigure decât cele de jos. Astea toate se evaporă, se pierd. Cele de sus sunt în siguranță la Dumnezeu. Amin. Grija noastră să fie să fim pregătiți de drum. S-au împlinit săptămâna trecută 2 ani și jumătate de când scumpa mea soție, eram la o grădină așa, mie îmi plac pomii. Aveam o livadă acolo la periferie, culegeam nuci, 2 noiembrie 2016. Și într-o dată spune, dar la un moment dat azi, așa e frumoasă ziua de azi, așa soare. Și numai spune, mă simt rău. Și a căzut în comă. 6 ore în comă. Când s-a făcut filmul, tumore la creier. Medicii au mai dat 2 luni de viață. Prin harul Domnului este în viață și pe picioare după 2 ani jumate. Mulțumesc care v-ați rugat și când vă rugați, să începeți întotdeauna în ordine alfabetică cu familia Anca, bine? Amin. Vă rugați pentru voi până terminați cu toți câte îi cunoașteți. Și de atunci încoace, așa ne-a făcut Dumnezeu să trăim prin credință. Și ea și eu avem diagnostice care ne-ar putea permite să murim în orice clipă. Și ne-am înțeles să trăim fiecare zi frumos. Și dacă a fi să ne despărțim, ne-am dat punct de întâlnire în rai la poarta lui Iosif. Că este o poartă în cer, care se numește așa. Și au venit niște frații iarnă pe la noi și au avut în vedere pe soțierea la poartă. Se uita așa rezemată de poartă, că uneori a fost mai slăbită. Ce te uitai până în capătul străzii și ziceai, oare mai pot să mă duc singură în oraș? Și Domnul a zis, tu încă te vei mai duce. Dar sunt unii care spun, o, mai am de trăit și nu știe că pragul morții mai aproape de ei decât și-ar bănui. Dragii mei, nu știm cât vom mai trăi și pe unde vom trăi. Știm 2 lucruri. Că până suntem aici, Dumnezeu ne va purta de grijă. Amin. Și că ne-a pregătit în cer o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji. Să vă ajute Domnul, să ne ajute să ne întâlnim acolo. Amin. Apoi acolo povestim noi mai multe bine. Amin. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. 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 Să vă binecuvinteze.